Este sezonul căpșunilor, iar în această perioadă piețele sunt pline de aceste fructe dulci și aromate. Însă, dacă vă doriți fructe sănătoase și care pot fi consumate cu încredere, puteți alege să cumpărați căpșuni de la magazinul de prezentare al stațiunii Pomicole Cluj. Aici este cultura de căpșuni a celor care se ocupă de acest spațiu. Foarte important de știut, fructele nu sunt stropite, așa că pot fi consumate cu încredere și pot fi oferite chiar și copiilor. Căpșunile sunt scoase la vânzare zilnic în magazinul stațiunii de pe strada Băișoara din Cluj-Napoca, iar prețurile sunt la nivelul pieței, 8-10 lei în funcție de cât de multe fructe se coc. Odată recoltați, astăzi îi comercializăm în următoarea oră, deci sunt fructe foarte proaspete, să spunem așa. Pe al doilea motiv, nu am aplicat niciun fel de tratament până în momentul de față, decât fertilizări care sunt organice. O mare parte din cultura noastră, atât legumicolă cât și pomicolă, a trecut în varianta de cultură organică. Ca atare, începând de anul acesta, foarte multe dintre tratamente vor fi strict cu substanțe fitosanitare din agricultura organică. În serele stațiunii sunt cultivate două soiuri de căpșuni, soiuri care pot fi cultivate cu succes chiar și în grădinile proprii. Specialiștii spun că plantele au nevoie doar de apă, soare și o doză de iubire. Avem două soiuri. Jumătate din suprafața pe care o vedeți în spatele meu este cultivată cu un soi care produce o singură dată pe an, iar cealaltă jumătate este cultivată cu un soi remontant care are 2-3 producții pe an, producții succesive. Cei care au cumpărat de la noi ne-au trimis, să spunem, un feedback foarte pozitiv, fructe bune, dulci, aromate, gustoase, poate nu la fel de aspectoase ca altele, dar ale noastre sunt, așa cum a spus dumneavoastră, ca la mama din grădină. Căpșunile sunt recomandate pentru consum, sunt bogate în vitamina C și au multiple beneficii pentru sănătate. În plus, fructele mici și gustoase sunt și slab calorice, așa că sunt indicate chiar și persoanelor care țin dietă.